Vă salut cu respect și bine v-am regăsit la Amatorii de Cultură. Astăzi vreau să discut cu voi despre, cred că e una din preferatele mele, nu știu dacă este prima, dar e în top 3 cărți pe care le-am parcurs și e vorba de această cărămidă de 800 și ceva de pagini. Dar mi-a plăcut foarte mult, Despre democrație în America, de Alexis de Tocqueville. Este un corpus care face o analiză istorică, socială, politică a fenomenului democratic și ia ca arhetip, evident, din titlul America. O să vedem imediat despre ce e vorba. În orice caz am încercat să sistematizez și să compactez cum ar veni 800 și ceva de pagini în câteva minute ca să fie totuși rezonabil și de bun simț. A fost ușor, dar să vedem dacă a ieșit ce mi-am propus. În orice caz, stați pe aproape și să începem, zic, forță! Ca să fac o scurtă introducere despre cine a fost acest Alexis de Tocqueville, ei bine, era un istoric și un intelectual al vremii sale, s-a născut în perioada napoleoniană, 1805 s-a născut el, și a plecat din Franța în America pentru a evalua și a analiza sistemul penitenciar din America, adică pușcăriile. E bine, el a stat acolo vreo 9 luni de zile și îți dai seama că a avut timp să vadă puțin fenomenul democratic la mama lui acasă, după cum avem să aflăm din această carte, și anume felul cum se comportă oamenii liberi și care au această mentalitate a egalității impusă de democrație, comparativ, desigur, cu ce avea el acasă, adică în Europa. Vedem că Tocqueville folosește adesea în cartea lui metoda comparativă. El opune, de exemplu, diferite regimuri de guvernământ, democrația cu aristocrația. Aduce și câteva explicații despre alte regimuri, cum ar veni tirania sau, eu știu, monarhia, și mai ales tipul de revoluție democratică care s-a instaurat în Europa, evident datorită Revoluției franceze, și faptul că America este o țară care a dobândit, să zic așa, democrația și, cum spune Tocqueville, nu a avut loc și nu a avut parte de o revoluție democratică cum a fost aia din 1789, urâtă rău de tot. Este interesant că Tocqueville înțelege democrația ca pe un proces natural al istoriei statelor. Toate statele lumii și, mă rog, vorbim de civilizația cât de cât mai elevată, converg în mod natural spre această finalitate, de fapt, care este democrația. Deci toate elementele care contribuie din timp, din istorie, prin faptele istorice, sunt în această, dacă vreți, mișcare de proiect grandios care e democrația. Vrei, nu vrei, ajungi la democrație și toată această ordine a universului lucrează în acest demers. Oricum, este interesant că Tocqueville spune că prima dată biserica, prin această mentalitate a egalității în care și bogații și săracii sunt de fapt de aceeași valoare în fața divinității, a venit cu această mentalitate, după care s-a dezvoltat negoțul și dorința de cunoaștere, iar oamenii tot mai inteligenți au pătruns în câmpul acesta al afacerilor și de aici mai multe pârghii care au ajutat ca omenirea să ajungă în zona democrației. Pe lângă asta, Tocqueville crede că inclusiv artele spiritului, aici mă refer desigur la poezie, la literatură, artă în sine, pictură și așa mai departe, sculpturile, toată această cultivare care nu e neapărat utilitaristă, ci este, cum ar numi eu, nucce ordine, un inutil care de fapt are o foarte mare utilitate, e bine, toate aceste arte și părți umaniste au contribuit, desigur, la edificarea individului într-un spirit democratic, după cum susține băiatul nostru Alexis de Tocqueville. Tocqueville explică și elemente din istoria Americii, și anume faptul că democrația a fost adusă în America de către imigranți, de către Quaker, de către acești puritani, care fiecare avea câte o sectă din cadrul creștinismului, și democrația s-a format pe această matrice religioasă. Una dintre chestiunile pe care le vedem în democrație deosebite față de aristocrație este relația stăpân-slugă, pentru că în democrație, cu toate că există și acest binom, el nu este bătut în cuie pe românește, pentru că relația dintre stăpân și slugă este în sine
o relație liber consimțită care se întipărește în urma unui contract, dar dacă, desigur, după cum știm, sluga vrea să se emancipeze de stăpânul său și să devină la rândul său un om la același nivel, poate să o facă și atunci contractul este reziliat. Ei bine, este ceva specific democrației, în schimb în aristocrații știm foarte bine că nu se întâmplă asta. Sclavul este sclav și este ceva înțeles de la natură și pe românește, din nou, e bătut în cuie de data aceasta. Sunt două elemente principale pe care le vedem în democrație, libertatea și egalitatea. Omul democratic are o pasiune intensă pentru egalitate, remarcă Tocqueville, și atunci trebuie avut grijă pentru că nu tot timpul libertatea este compatibilă cu expansiunea asta foarte pasională a egalității. Și avem exemple sigur din istorie în care regimul comunist, cel mai evident, a încercat să impună egalitatea cu așa forță și cu pumnul în gură de fapt încât sigur a luat libertatea. Tocqueville în schimb remarcă la american că aceștia și-au luat niște marje de siguranță încercând să oprească această catastrofă și anume sunt două elemente, sunt două chestiuni care asigură cumva păstrarea raportului de bun simț între egalitate și libertate. Odată sunt instituțiile politice care dau multă putere și responsabilitate cetățenilor. Și pe de altă parte este desigur și elementul religios care fiind foarte pregnant în America cumva a întipărit această gândire prin a-L lăsa pe Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt în chestiunile sigur mai complexe și atunci cumva revoluțiile sângeroase pe care le-am văzut în Europa nu au apărut și la tovarășii cu ghilimele americani. Acum nu o să mă apuc să descriu toată structura politică ierarhizată cu partea judiciară, cu partea legislativă din America, pentru că o să vă cam plictisesc și oricum este jumătate de carte aproape umplută numai cu detalii de genul. Dacă vreți să o citiți, ești invitatul meu, sunteți invitații mei, că am vorbit la plural. În fine, în schimb, sunt multe maxime geniale în această carte și mi le-am notat și vreau să vă citesc câteva. Odată am aici... Zice Tocqueville așa, văd limpede în egalitate două tendințe. Una duce spiritul fiecărui om spre idei noi și alta îl poate face cu ușurință să nu mai gândească. Pe lângă partea asta cu egalitatea și raportul pe care trebuie să îl aibă cu libertatea, Tocqueville mai remarcă un aspect în mentalitatea omului democratic și anume faptul că acesta este mereu pe fugă, este foarte ocupat, este foarte activ, nu prea are timp să gândească, nu prea are timp să contemple cum aveau oamenii din alte regimuri, din monarhii, din aristocrații și atunci se dezvoltă o anumită tendință a omului democratic spre a se realiza foarte repede și cât mai facil, cât mai ușor, fără să depună foarte mult efort pe termen lung. Deci cumva este o repezeală și îl face, să zicem așa, pe omul democratic ceva mai apucat decât pe omul din alt regim. Tocqueville însă mai remarcă un aspect de data aceasta pozitiv la americani și nu neapărat o chestie care să implice riscuri și anume faptul că au o înclinație foarte mare spre pragmatism, spre partea utilă. Ei nu dezvoltă neapărat teorii, ci mai degrabă perfecționează practica și asta este foarte important pentru că vedem că în mecanică, să spunem așa, este exemplul pe care Tocqueville îl dă în cartea lui, observăm că americanul nu dezvoltă neapărat niște legi noi ale mecanicii, cât faptul că el ia teoriile deja existente și le dă o utilitate prin care rezultă o mașinărie, o navă, o ce vreți voi, care întrece tot ce s-a făcut până atunci în partea alta, adică în Europa. După cum îi numea Petrețuțea pe americani, domnule, ăștia-s niște lăcătuși cosmici! Le zicea bine al bătrân și într-adevăr este adevărat, vedem și astăzi că americanii sunt foarte, foarte, foarte pragmatici și tot ce scoate americanul, domnule, cam e de calitate, ce să zic, da? Chestiunea elementară pe care insistă Tocqueville, una din ele, e evident și partea religioasă, pentru că, după cum am spus și înainte, nu eu, autorul a zis-o, faptul că America și democrația în America s-a format pe o matrice religioasă. Și aici, din nou, am pregătit câteva citate din cartea lui. El spune așa, religia este cea care a dat naștere societăților anglo-americane. Este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm niciodată.
în Statele Unite ale Americii, religia se amestecă deci cu toate obiceiurile naționale și cu toate sentimentele cărora le dă naștere patria. Am încheiat citatul. O altă chestiune pe care o observă Tocqueville e faptul că religia și-a impus acolo niște limite de la sine. Ea s-a distins de puterea politică, spre deosebire de istoria catolicismului, care vedem că se interpune de multe ori cu partea asta a cezarului, cum se spune, și anume că s-a putut vedea schimbarea legilor cu ușurință, spune Tocqueville, dar conservarea credințelor religioase. Deci, practic, dinamicitatea aceasta pe care o vedem în schimbările politice nu a afectat fundamentul religios din sufletul americanului și al omului democratic din America. Tocqueville mai abordează un element peiorativ, dacă vreți. Știu că o să sune cumva termenul ăsta, dar e vorba de dogme. Pentru că pe mulți dogma îi sperie, dogma este ca o rangă care, domnule, dacă ți-o aruncă cineva în față, nu mai comentează nimeni și facem pelerinaje în jurul elementului dogmatic. Nu e chiar așa, pentru că dogma este într-adevăr o chestie luată ca atare de multe ori, dar în același timp în beneficiul nostru, pentru că o să vedem la Alexis de Tocqueville, este justificat acest lucru. Faptul că dogma este ceva înțeles și acceptat ca atare îi permite omului democratic, care, după cum am văzut înainte, este foarte activ, tot mai ocupat, tot mai în mișcare, foarte dinamic, nu are timp să ia fiecare adevăr la puricat și să-l demonstreze prin propriile deducții, prin propriile argumente. Și atunci, ideea de dogmă, sigur, nu peste tot, o să vedem imediat care sunt excepțiile și care sunt recomandările pe care le face autorul, dar ideea de dogmă îi vine în ajutor și îi permite să fie mult mai productiv, mult mai liber, de fapt. Culmea este o contradicție, dar în aparență, pentru că, într-adevăr, dogma îi oferă omului un jug care, de fapt, le liberează. Și o să vedem imediat câteva citate din autor. Tocqueville spune în felul următor. Un om care ar începe să examineze singur totul nu ar putea acorda fiecărui lucru decât puțin timp și puțin atenție. Această muncă l-ar ține într-o agitație permanentă care l-ar împiedica să pătrundă profund vreun adevăr și nu va putea să fixeze solid vreo certitudine. Vedem totuși că dogma este foarte utilă chiar și în științele exacte, cum ar fi, de exemplu, matematica, nu te-ai fi gândit. Matematica conține dogme și anume așa numitele axiome. Axiomele sunt niște legi care sunt valabile, nu au neapărat un sistem care să le demonstreze, dar sunt luate ca atare și permit anumitor ecuații și anumitor sisteme să își desfășoare demersul și practic fac matematica să funcționeze. Așadar, avem legi acceptate ca atare care permit, să zic așa, mișcarea și nu ne fac să rămânem încremeniți într-o anumită poziție și punct de cotitură. Și asta este dogma. E bine, dogma, după cum vedem, poate fi utilă. Și desigur, dacă suntem la Alexis de Tocqueville și vorbim despre dogmă, discuția o să meargă inevitabil înspre, păi religie, normal că religie, n-ai cum, adică, da, stai, nu da cu parul, pentru că omul chiar are niște idei, eu zic, relevante și foarte inteligent formulate. Hai să vedem. Zice așa că omul are tot interesul să creadă în Dumnezeu, să aibă niște idei cât mai exacte despre Dumnezeu, despre demersul său în spațiul acesta temporo-religios și care până la urmă are un element de continuitate chiar și după moarte, pentru că este un avantaj practic, spune Tocqueville. Da, religia, dincolo de faptul că se ocupă de chestiunile nevăzute și transcendentale și de pe lumea aia altă, religia are și o utilitate practică, aici, acum, în prezent, pe lumea asta. Stai să vezi cum o zice omul, că nu zice prost. Tocqueville spune așa, citez. Oamenii au un interes imens de a-și face idei precise despre Dumnezeu, despre sufletul lor, despre îndatoririle lor generale față de creatorul lor și față de semenii lor. Îndoiala asupra acestor prime subiecte ar lăsa în seama hazardului toate acțiunile pe care le-ar întreprinde și ar duce la dezordine și neputință. Așadar, faptul că lăsăm deoparte într-un spațiu de ăsta obnubilat, domnule, nu știm ce e acolo, nu putem avea idei exacte, e dogmă, e axiomă, dă-o deoparte că nu mă ne încurcă. Din contră, dacă faci chestia asta și populația generală va face chestia asta
există riscul de a cădea mai mult într-o debusolare tabula rasa și într-un hazard pe care nu cred că este ceva ce postulează tocmai rațiunea și inteligența, adică nu e un semn de bă, ești mai luminat. Sigur, vreau să duc un aport la această afirmație și anume un pasaj dintr-o carte a unui autor pe care l-am mai invocat și care mie mi-este foarte drag și sunt mare fan, să zic așa, este Andrei Pleșu în cartea sa despre îngeri. El spune în felul următor, citez: obiceiul de a evacua ceea ce nu înțelegi în penumbra magică a hazardului este expresia unei neglijențe pripite, împăcată prematur cu propria ei limită, anulată de prejudecata că ascunsul este irațional și deci nelegiferabil. Am încheiat citatul. Și totodată domnul Pleșu, analizând sigur fenomenul îngerilor, deci al unui element transcendental de fapt, da, din lumea celor nevăzute, el spune că a privi cu scepticism o asemenea perspectivă, adică îngerii, deci chestiunea care, mă rog, cuprinde nevăzutul, nu mi se pare neapărat o probă de raționalitate, spune domnul Pleșu. E bine, poate fi cuplată această poziție cu cea a lui Alexis de Tocqueville, care spune că a te hazarda mai degrabă în această zonă de scepticism și a arunca într-o altă parte întunecată și neesențială tot ce ține de Dumnezeu și de demersul omului de-a lungul vieții și după moarte, poate să fie riscant și poți să te cam grăbești, după cum spune și Andrei Pleșu, să ai o împăcare pripită și prematură cu propria ta autosuficiență. Așadar, chestiunea religioasă nu ar trebui evacuată și ar trebui să o mai lăsăm un pic și să vedem cum ne poate ea ajuta. Și, din nou, hai să recurgem la ce analizează Alexis de Tocqueville despre dogme și despre religie. Acum fac o paranteză, pentru cei care l-au mai citit pe domnul Pleșu, ar trebui să știe și faptul ăsta că poziția dânsului, sigur, este una care pledează pentru valorificarea importanței elementului religios și, evident, a problemei teologice, însă domnul Pleșu pledează și pentru o continuitate a căutării, să nu te oprești, să nu te ancorezi în adevăr și să rămâi acolo împietrit, inamovibil. Deci să nu crezi, domnule, eu am citit Biblia, gata, sunt convins, de aici nu mai fac nimic, mă duc cu aceeași chestie și ajung în rai. Trebuie mereu o căutare, o dinamicitate, o aprofundare, dacă vreți voi. Tocqueville ne spune că dacă te încredințezi sub o autoritate spirituală, morală, etică și existențială, cum este Dumnezeu, ai doar de câștigat. Deci această umilință și servitute voluntară este în avantajul tău și vedem acest aspect și la alți gânditori, cum a fost Ortega y Gasset în celălalt clip. Am vorbit despre omul de elită care de fapt se pune în slujba unui superior și acest superior poate să fie și ar trebui să fie divinitatea și nu neapărat, nu știu ce, boss sau dictator care îți face mai mult rău. Așadar, Tocqueville spune că în concluzie, religia este mult mai în avantajul omului dacă este bine gestionată, pentru că și ăsta este un aspect important. Și urmează să vedem ce sfaturi și ce observații face Tocqueville vis-a-vis de religie. El a văzut că la american religia, după cum am spus, își vede de treaba ei și face ce trebuie să facă și încearcă cât mai puțin să se întreprindă și să se intersecteze cu zona politică. Și cu toate acestea, religia dă o anumită mentalitate oamenilor democrației, dar nu neapărat în zona aceasta a unui partid politic, a unui discurs parlamentar, ci lucrează exact unde trebuie, și anume în sufletul omului. Și de asemenea, Tocqueville insistă pe ceea ce au făcut inteligent americanii, și anume au renunțat la formalitățile excesive. El spune într-adevăr că dogma în sine, ca principiu care formează religia, trebuie păstrată, trebuie cultivată, trebuie conservată, însă formele excesive, detaliile excesive, care nu mai au neapărat așa mare legătură și sunt mai mult niște aspecte de specialitate care câteodată te încurcă,
alea trebuie nu neapărat că evacuate, dar să nu se mai insiste pe ele. Nu știu, dau un exemplu și eu. Mergi la biserică și dacă nu ai baticul în cap făcut nu știu cum sau nu ești îmbrăcată nu știu cum, vine tanti Floare și îți zice acolo că băi, fată, dar cum să vii așa? Și adică chestiile astea e mai mult de, nu știu, un cod din ăsta de maniere eliberate de o mătușă foarte precaută. Astea mai mult strică decât ajută într-o religie aplicată unei societăți democratice. Poate că într-o aristocrație sau monarhie mai mergea cu din astea. În schimb, în democrație, omul nu mai are răbdare cu formele, cu detaliile inutile. Trebuie să-i dai esență și trebuie să-i dai acolo unde doare și unde are nevoie. Și atunci religia trebuie să acționeze în sensul ăsta, nu să numere clopoței de la nu știu ce veșminte și să insiste pe aspecte din astea detaliate, spune Tocqueville. Nu eu. Eu am citit doar. Ce mai explică Tocqueville este fenomenul revoluției și anume faptul că americanii au ajuns la o stare democratică fără a avea parte de o revoluție democratică, cum a fost cea din Franța, care am văzut cât de aiurea s-a sfârșit. Și vreau să extrag aici câteva citate și despre revoluție. El zice așa, citez: America se alege cu rezultatele revoluției democratice fără să fi avut parte de revoluția însăși. Americanii au o stare socială și o constituție democratică, dar nu au avut o revoluție democratică. Și de asemenea, ăsta mi s-a părut foarte pertinent, el zice așa: trebuie să facem cu grijă deosebirea între specia de libertate intelectuală pe care o poate da egalitatea și respectiv anarhia pe care o aduce revoluția. Am încheiat citatul. Tot în această idee a revoluției, Tocqueville avertizează asupra instaurării unei confuzii generale datorată prea multor schimbări și chestia asta poate duce la o vulnerabilitate în fața tiraniei. Deci un popor care își uită trecutul, își uită patrimoniul, este supus multor schimbări, citesc pe Tocqueville, unde rasele se amestecă, unde amintirile sunt uitate, unde nimic nu este destul de vechi pentru a fi distrus și orice noutate este primită cu ușurință, am încheiat citatul, acel popor este vulnerabil la tiranie și până la urmă o să ajungă în colaps, evident. Un alt aspect pe care Tocqueville îl critică, pe lângă revoluția sângeroasă pripită, este materialismul. Noi am mai vorbit despre materialism odată la clipul despre Karl Marx și cu altă ocazie în podcastul cu Cristian Presură, în care domnul Cristian Presură explică foarte frumos ce este materialismul și anume credința că tot în jur e materie și că nu există nici nimic însuflețit, că după cum e și titlul cărții domnului Presură, între un copil și un laptop pentru materialiști nu e nicio diferență. Domnul Cristian Presură nu e materialist, să se precizeze ca să nu fie confuzii. În orice caz, Tocqueville critică această credință că dezintegrarea prafului și moartea unui copil sau așa nu face nicio diferență. Și zice așa, citez: sunt multe lucruri care mă dor la materialiști. Când cred ei că au stabilit suficient că nu-s decât niște animale, domnule, ăștia se arată tot așa de mândri de parcă ar fi demonstrat că ei sunt zei. Am încheiat citatul și el face o paralelă cu reîncarnarea pe care, cu toate că o critică, el spune că totuși între metempsihoză, adică reîncarnare, și materialism, e preferabilă credința în reîncarnare. Citez, el spune așa: reîncarnarea nu este mai acceptabilă decât materialismul, dar cu toate acestea, dacă ar trebui ca o democrație să aleagă neapărat între cele două, eu aș considera că cetățenii ei ar risca mai puțin să se îndobitocească dacă o să creadă că sufletul le va trece în corpul unui porc, decât dacă o să creadă că el nu e nimic, de fapt, ca suflet. Am încheiat citatul. Așadar, na, era băiețaș domnul Tocqueville și mai făcea și un pic de satiră, dar nu în ultimul rând, dacă tot am vorbit despre materialism și l-am pomenit pe domnul cum să cade, hai să discutăm și despre raportul dintre Tocqueville și Marx. Nu am un raport, dar o comparație pe care cel care face prefața cărții o analizează foarte frumos și vreau să vă o citesc și terminăm, promit. Există o asemănare între Alexis de Tocqueville și Karl Marx. Odată faptul că amândoi au fost contemporani, adică au trăit cam în aceleași perioade. Însă, pe lângă asta, amândoi studiază fenomenul egalității, dar din cheie diferite, din zone diferite. Tocqueville, spre exemplu, îl studiază ca pe un fenomen social, un fenomen care ține de mentalitate.
Pentru Marx, care gândește în spiritul Revoluției franceze și cu materialismul său caracteristic și explicația sa cu lupta de clasă, relațiile de producție și toată analiza strict în cheie economică, pentru Marx egalitatea nu este nimic altceva decât un rezultat care trebuie impus după un proces care implică o revoluție sângeroasă și, desigur, distrugerea capitalismului, colapsul capitalismului. La Tocqueville, în schimb, egalitatea nu este un produs al ingineriei sociale, ci este o mentalitate, o chestiune care ține de spirit și un mod de a vedea lumea și de a te raporta la semenii tăi, cu toate că ierarhiile sociale și pozițiile în structurile de muncă și așa mai departe sunt diferite. François Furet, care de fapt el face prefața acestei cărți excepționale a lui Tocqueville, spune că Tocqueville este mai aproape de realitate decât a fost Marx, cu toată această viziune a lui și analiza economică complicată în care, zice Furet, Marx se pierde în detalii și enunță niște profeții, după cum vedem în ziua de astăzi, cam eșuate. Și totuși Tocqueville rămâne super, mega, tare, relevant, mâncat artata pe el, vă recomand cartea aceasta, este minunată. Și ediția aceasta, bineînțeles, de la editura Humanitas, acum fac reclamă, dar Doamne iartă-mă, arată impecabil și dacă n-aveți ce face cu timpul vostru și vreți să citiți 800 de pagini de calitate, bă, ce să faci, e cea mai bună variantă, după alte cărți mari pe care probabil o să le discutăm în alt videoclip. Mulțumesc că ați rămas până aici, mulțumesc că ați ascultat această logoree și totuși ce să vă mai zic decât că să vă abonați și pe YouTube și să ne dați follow pe Instagram și pe pagina de Facebook Amatorii de Cultură, un like, subscribe și share că nu te doare mâna și ne vedem data viitoare, numai bine! Ciao!